Protecția solară este esențială pentru menținerea sănătății pielii și este importantă atât pentru prevenirea cancerului de piele, cât și pentru alte probleme care pot să apară la nivel cutanat. Prevenirea cancerului de piele se face cu utilizarea cremelor cu factori de protecție, iar cancerul, expunerea excesivă la soare previne, determină apariția acestor cancere de piele, inclusiv apariția melanomului, care este una dintre tumorile cele mai grave care pot să apară la nivel cutanat. Astfel că folosind regulat o protecție solară, putem să reducem semnificativ riscul de apariția tumorilor cutanate. În afară de prevenirea acestor tumori, putem să luăm în calcul faptul că întârziem îmbătrânirea cutanată, fotoîmbătrânirea pielii, cum o numim noi, și asta presupune apariția la nivelul pielii atât a ridurilor, cât și a petelor pigmentare, care apar în mod constant și sunt o patologie foarte frecvent întâlnită în practica noastră dermatologică. Și, de asemenea, apariția unei texturi neuniforme a pielii care este deranjantă pentru pacient, iar protecția solară ne ajută și în acest sens, dând pielii un aspect mai tânăr și sănătos. În afară de aceste două aspecte, mai trebuie să luăm în calcul faptul că expunerea la radiațiile ultraviolete pot să determine arsuri solare, care, pe lângă faptul că sunt dureroase în cazul în care sunt arsuri de grad mai înalt, sunt de asemenea și dăunătoare pentru sănătatea pielii, putând să implice apoi, în termen lung, apariția carcinomelor cutanate. În acest sens, nu putem să facem altceva decât să folosim creme cu factor de protecție, care să ne acopere un spectru larg, atât ceea ce privește ultravioletele A, cât și ultravioletele B, și să aibă un factor de protecție cel puțin 30, care ar fi adecvat fototipurilor mai închise. Și vorbim despre factor de protecție 50 pentru fototipurile deschise. Această cremă cu factor de protecție se aplică cu 15-20 de minute înainte de expunerea la soare, iar aplicarea ei se face la fiecare 2 ore pentru a avea un efect benefic pentru a ne proteja complet. De asemenea, putem să purtăm îmbrăcăminte care să ne protejeze, pălării cu boruri înalte, mânecă lungă la bluză sau pantaloni de asemenea lungi, și să evităm expunerea la soare în perioada 10-16, pentru că atunci radiațiile sunt mult mai intense și de asemenea să avem în vedere că soarele este activ și este acolo chiar și în zilele norate și să ne protejăm și în zilele norate. Care sunt persoanele cele mai expuse riscului de cancer de piele? Persoanele expuse riscului de cancer de piele, în principal, sunt persoanele care prezintă un număr mai mare de nervi nevocelulari sau alunițe, care prezintă o expunere îndelungată la soare și, de asemenea, persoanele care au un fototip mai deschis. Și solarul poate să crească riscul cancerului de piele? Foarte multe doamne și domnișoare aleg și această modalitate de a merge la solar. Aleg modalitatea de a merge la solar, dar nu este o modalitate tocmai bună. Într-adevăr, expune la un risc crescut de a face cancere de piele. Eu am o pacientă care este tânără și care a făcut carcinome bazocelulare repetate în urma expunerii îndelungate la solar. Se poate trata această afecțiune? Se tratează, da. Este o afecțiune care se tratează, dar încercăm să o evităm și să o prevenim cât se poate posibil. Am observat că razele ultraviolete sunt mai agresive. Problemele datorate acestor radiații ultraviolete, atât cele de tip A, care determină mai mult fotoîmbătrânirea cutanată și mai mult apariția ridurilor și problemelor și ele acționând la nivelul dermului, adică mult mai profund la nivelul pielii, cât și a ultravioletelor de tip B, care pot să determine apariția cancerelor de piele, sunt mai agresive într-adevăr, iar patologia este mult mai frecvent întâlnită și mai deranjantă pentru pacienți. Și care este sfatul dumneavoastră ca medic dermatolog, ținând cont că urmează luni în care vom avea temperaturi ridicate, iar tendința este de a ne expune la soare, mergând la mare, la piscină? Tendința este să
ne protejăm cât mai mult, așa cum vă ziceam, cu utilizarea cremelor cu factori de protecție, mai ales în cazul persoanelor care prezintă nevocelulari și să-și urmărească leziunile existente la nivel cutanat prin a merge la un medic dermatolog și dacă se observă o transformare, o modificare a leziunii apărută pe piele, să fie urmărită și să fie evaluată cum trebuie, pentru a preveni probleme mai grave în viitor.